pe lângă oboseală, ci că se poate citi pe chip odată cu trecerea, anilor. Adina a ajuns la medicul plastician, la chirurgul plastician. Se ne spune că există variante și nu trebuie să stăm resemnați cu imperfecțiuni ale feței. Bună dimineața, Adina! Ce mai e la modă? Ce e în trend? Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața tuturor. E bine că ați vorbit despre prăjituri. Eu voi vorbi acum despre tratamente care ne vor făcea să părem de parcă am fi intrat într-o cofetărie, adică optimiști, cu zâmbetul pe chip, deloc obosiți, pentru că urmează să mâncăm zahăr. Domnul doctor Iancu Morad este alături de mine și ne spune în primul rând care sunt elementele care ne dau acea față tristă, față obosită. Neața. Bună dimineața, mulțumesc. Ideea este că sunt mai mulți factori, dar ideea este că noi de când ne naștem îmbătrânim. Normal că și ereditar contează și stilul de viață. Astfel încât sunt mulți factori care ține de acest aspect al feței. Important este că ne apelează pacienții la noi, mai ales în ultima vreme, domnul doctor, dorim o față mai veselă. Nu dorim să modificăm prea mult, ci simțim că am îmbătrânit puțin, s-a lăsat, par mai obosit și mai trist. Și atunci ce facem? Care sunt zonele în care se vede această tristețe și cu ce le corectăm? Deci clar, sunt mai multe zone. Fiecare tratament, fiecare procedură care facem are câte un efect benefic. Odată ce discutăm de riduri la nivelul frunții, putem injecta microînțepături cu toxina botulinică, astfel încât să mai ridică puțin aceste sprâncene care se lasă în timp, lucru care deschide ochii. Putem apela la blefaroplastie, această pliere care cade pe ochi și dă un aspect de față obosită, tristă. Odată ce îl eliminăm, avem instantaneu un aspect de față mai deschis, ochi mai deschis, ochi mai vesel. Putem trata cearcănele cu acid hialuronic. Odată ce se aprofundează cearcănele, ne dă un aspect de ochi înfundat în orbite, parcă am plâns mult. Și odată ce adăugăm volumă, instantaneu față mai fresh. Putem trata colțul buzei, care se lasă, din păcate, la un moment dat și ne dă un aspect de față mai furioasă. Odată ce injectăm, de exemplu, cristale de calciu, ridicăm colțul buzelor și automat fața mai zâmbitoare. Astfel încât fiecare tratament, fiecare punct are câte un rezultat. Riscăm să apărăm ca un joker, am venit cu fața tristă și plecăm cu ea artificial veselă, sau sunt medii rezultatele? Din păcate, da, Adina. Deci, din cauza asta este foarte important să apelăm la un medic cu experiență, la un medic care știe limitele, care înțelege ce înseamnă frumos, ce înseamnă natural. Astfel încât să putem colabora cu pacientul la rezultate dorite, dar totul să fie natural. Care sunt riscurile? Vedem o față care se miră prea mult, care zâmbește prea mult? Unul la mine, într-adevăr, putem să avem niște riscuri, dar un rezultat care nu este natural. Putem să avem, a doilea lucru, niște complicații destul de grave. Am văzut recent o pacientă care a apelat la tratamente la un doctor, dar de fapt nu era doctor, cu niște complicații grave, lucru care i-a modificat toată fața, astfel încât și noi ca medici trebuie să tratăm și fel de complicații. Mulțumesc tare mult. Atunci când mergem în cabinetul medicului estetician, să cerem și patalamaua, să vedem și noi de unde vine și cu ce se ocupă, asta ca să avem mai multă încredere atunci când cerem niște servicii, mai ales la nivelul feței. Cam atât de aici.